groaznice. Groaznice, zi și noapte, zi și noapte, groaznice. Nu poți face față nici cu climă, nici cu ventilator, absolut cu nimic, nici la umbră. Nu ai cum, efectiv nu ai aer să respiri, nu simți că respiri, pur și simplu. E foarte obligat și neapărat că programările se fac cum se fac, nu ți le face nimeni la prima oră pe răcoare. Și atunci ești nevoit să ieși, n-ai ce să faci. Timișorenii nu mai știu unde să se ascundă de cupola de foc care a lovit Banatul. Unii dintre ei spun că nici aparatele de aer condiționat din case nu mai dau randament în fața temperaturilor extreme care îi sufocă la propriu. Foarte cald și în casă nu mai putem. N-avem climă, că dacă pun și ventilatorul mă doar ochii și capul și așa că mai bine cu prosopul ud. Cu șervețele, mai cu evantai, mai câteva zile și poate ne trece. Dar cum au fost aceste zile de foc? Iată o săptămână. Vai, noaptea nu mai puteam să dormim, degeaba deschidem geamurile, că nu intră nimica. Stăm la parter, noi stăm sus, dar foarte cald. Așa ceva nu a fost de mult. Adică a fost căldură, dar câteva zile și pe urmă s-a răcorit și pe urmă iarăși o căldură, dar acum 3 săptămâni deja noi la vârsta asta cu tensiune și cu din astea. Ce ați simțit, doamnă? N-am simțit nimic, mi s-a spart o venă la picior, atâta știu, cred că de la căldură. Foarte greu, foarte greu, mai ales și în bloc, eu am 40 de grade. Acolo îmi bate soarele, e ceva insuportat. Am 90 de ani și înainte mi-a plăcut să merg la strand și stăteam la ora 12 când spunea că e soarele cel mai puternic ca să mă bronzez și nu era. Nu. Deci spuneți că 90 de ani n-ați întâlnit o asemenea căldură. Nu. Unii timișoreni își iau apă de acasă pe care o țin în prealabil la congelator, însă odată ajungi pe stradă, apa se încălzește foarte repede. Am avut apă aici cu gheață și uitați, deja ei nu mai pot să-l bei în 2 ore. S-a topit gheața, s-a și încălzit apa. Da, s-a încălzit apa, deja ei nu mai pot să bei. Și la robinet poți să faci baie. Nu mai trebuie să dai la apă caldă, atât ai de cald. Canicula continuă la Timișoara, iar meteorologii avertizează că după acest val de temperaturi sahariene vor urma vijelii puternice, iar apoi ne putem aștepta din nou la un val de caniculă, la fel de puternic ca acesta pe care îl traversăm acum.